Haideți să tragem la încărcat. Ne-a venit rândul, ne poziționăm lângă colegul cu Scania. Așteptăm să plece el și după aia băgăm noi la încărcat. Pentru că celălalt muncitor de aici cu ăla trebuie să încarce niște, să încare niște piatre de acolo de zonă. Haideți să vă arăt cum ies eu de aici din mine. După cum vedeți, vizibilitatea este scăzută. Și acolo, și acolo, drumul este așa. Acum o să cobor și geamul din stânga și geamul din dreapta. Ceea ce sper eu în momentul de față este ca cei care vin din ambele, pun pe modul manual, nu vine nimic ca din spate. Și ieșim. Bună dimineața, dragi colegi, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Uite, am început și eu activitatea, am ajuns deja la încărcat, e o ceață de numai. Aștept și o să încarc, mai sunt încă 3 camioane, merge destul de lent în dimineața asta. Așa că așteptăm la rând și vedem cum o să fie. Traseul de astăzi e același ca și ieri, ca și alaltă ieri, ca toată săptămâna. Încărcăm niște piatră de la munte, descărcăm în oraș, undeva la intrare în oraș. Și după aia repetăm, probabil de vreo 12 ori. Pe ziua de azi, dacă nu intervine ceva și ne schimbă traseul. O să vă arăt imediat ce mama ceții este pe aici și sper să facem o ieșire din mină corespunzătoare, o ieșire corespunzătoare din toate punctele de vedere. Trebuie să ne asigurăm foarte bine. Astăzi o să vă arăt un pic cam ce trebuie să faceți în momentul în care întâlniți ceață. Și vreți să faceți o ieșire pe un drum principal în siguranță. Așa că după ce încărcăm, o să vă arăt și cum procedez eu. Înainte de toate, niciodată când este o vizibilitate scăzută, să nu vă grăbiți. Mai bine stai și aștept 2, 3, 4, 5 minute, faci o ieșire din mină așa cum trebuie. Pentru că, sau de unde, pe un drum principal, sau depinde de cum se întâmplă diferite cazuri. Depinde de la încărcare la încărcare, depinde de la om la om și așa mai departe, depinde de la zona la zonă. Este foarte important să vă asigurați din ambele direcții. E bine să dați muzica încetul, să coborâți ambele geamuri la maxim, să vă poziționați, de exemplu, dacă drumul este așa și nu e în curbă sau chestii de genul, trebuie să vă poziționați cât mai perpendicular cu drumul, ca să aveți o vizibilitate bună din ambele sensuri. Este foarte important pentru că plecarea de pe loc se face mult mai greu ca la mașina mică. Și de-aia este bine să vă uitați. Dacă vizibilitatea este sub 100 de metri, trebuie să ieșiți oarecum la risc, din punctul ăsta de vedere. E cam greu să faci o ieșire din mină în condiții de siguranță, dacă este sub 100 de metri. Dacă este peste 100 de metri, atunci poți face o ieșire în drumul principal. Eu zic din mină pentru că, na, e cazul meu. Să ies din mină. În cazul meu ies din mină și ies direct din mină în drumul principal. Și o să vedeți imediat. Dacă este peste 100 de metri, puteți chiar și să vă opriți. Este indicat. Dacă nu, dacă este sub 100 de metri, nu vă opriți sau luați-vă avânt mai din spate. Dacă există posibilitate și în drumul nu este atât de circulat cum e în cazul ăsta, dacă drumul este circulat, cel mai bine să te oprești, să te asiguri, să fii 100% sigur că nu vine nicio mașină. Întotdeauna trebuie să aveți oglinzile curate, pentru că
momentul în care intri pe strada principală, trebuie să te uiți în permanență în oglinda din partea dreaptă, cea mică, pentru că intri și faci la stânga sau la dreapta, ori în oglinda aia, ori în oglinda asta, trebuie să vă uitați să nu cumva să vină vreo mașină din spate. În cazul în care vine vreo mașină din spate cu viteză, tragi dreapta cât mai mult posibil, pentru eventual în caz că nu se poate, el nu poate opri, în condiții de siguranță măcar să poată trece pe lângă tine. Mi s-a întâmplat și it's not nice. It's not nice. Nu e. Credeți, nu e. Nu mai vreau. Bun. Trecem la acțiune. Haideți să tragem la încărcat. Ne-a venit rândul. Ne poziționăm lângă colegul cu Scania. Așteptăm să plece el și după aia băgăm noi la încărcat. Pentru că celălalt muncitor de aici cu ăla trebuie să încarce niște, să încare niște piatre de acolo din zonă. Haideți să vă arăt cum ies eu de aici din mine. După cum vedeți, vizibilitatea este scăzută. Și acolo, și acolo, drumul este așa. Acum o să cobor și geamul din stânga și geamul din dreapta. Ceea ce sper eu în momentul de față este ca cei care vin în ambele, pun pe modul manual, nu vine nimic ca din spate. Și ieșim. Bam. Pun pe modul manual, pentru că așa merge mai bine, mai rapid și schimb vitezele undeva până în 2000. În cazul în care vine careva din spate, să nu mă prindă cu viteză mai mică. Dacă o las în treaptă, dacă o las să schimbe dânsa vitezele, ea o să schimbe probabil și câte două trepte odată. De exemplu, din 7 trece în 9, și o să aibă undeva la 1000-1100 de turații și până pleci de pe loc, durează. De asta este foarte important să ieși cât mai repede în strada principală, să prinzi banda ta și să ceapățim asta. S-a stricat probabil camionul. Să prinzi, să intri pe banda ta și să-i dai viteză, să-i dai cox cât mai tare și cât mai repede. Că lumea mai circulă și cu viteză și na, știi cum e. E bine pentru siguranța ta.
contează că vine unul cu mașina mică sau asta, dar e mai bine să nu ai neplăceri, cum s-ar spune. Sunt norocos că drumul ăsta nu este atât de nu este intens circulat, nu este strada principală cum ar veni. Strada, o să intrăm imediat pe strada principală, aia unde este foarte foarte circulată, dar ei au făcut într așa fel încât să nu ai, de exemplu, intrări și ieșiri, fiindcă este foarte circulată și să poți intra sau ieși în condiții de siguranță și fără să blochezi prea mult traficul în condițiile date. Mai bem un pic de cafea din termosul ăsta superb, minunat și extraordinar, și mergem către descărcare. Eram să zic că mi-au luat foc roțile, da? Nu, e doar apă pe asfalt și mă apropii și eu de pauza de prânz. E ora 11 și 9 minute și mă uitam la Scania asta frumoasă de aici. Cu ce care alții piatră, cu R730, cu toate nebuniile, V8-uri, bla bla bla. Uite cum se întinde coada aici, iarăși o Scania frumoasă. Am impresia că e un S650 sau 670, nu mai știu exact. Trage și fetița acum la încărcat. Asta este o șoferiță. Vremea, în loc să se îmbunătățească, se înrăutățește. Poate un vânt de numai. Aici sunt oarecum la dos. În mina asta aici. Și hai că pune acum ultima cupă și mergem să descărcăm. Și după aia mă opresc să fac un 45 de minute. Ciao. Ciao, Oles. Tante, vezi că ai ceva pe spate, pe la remorcă. Nu știu, nu bat până acolo. E 670, cred că. Sau 730. În fine, se adună multe, 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 multe camioane. Probabil asta este cam ultima cursă înainte de prânz pentru majoritatea care sunt aici. Depinde cât de departe se duc ei pentru descărcare. Uite ceață, frate, uite ceață, futu-s cura, măte, nici măcar n-a venit vara, bine? Și deja o ardem cu păr în ochi. Bun, vizibilitatea este și mai scăzută. Și recapitulăm încă o dată treaba asta. Bă, dă o morție măsii. Cam 50-70 de metri vizibilitate. Trebuie beliți ochii acum bine, 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 că altfel dacă nu e belită, știți voi ce. Ia să dau și drumul la girofaruri. Deschis și geamul. În stânga am camion, în dreapta nu am nimic, ăsta face la stânga. Am ieșit. Șaptea, mai lăsăm girofarurile aprinse puțin și le închidem și bam, am ieșit în siguranță. Încă o cursă. Am impresia că asta este a șasea, nu știu dacă am trecut-o. Ba da, am trecut-o, aia a cincea cursă. Am mers un pic mai greluț astăzi, dar aia e, ce să-i faci. Dau înainte. Nu știu dacă mă mai încadrez să mai fac încă o cursă până la prânz, dar vedem când ajung acum la descărcare. E nasoală vremea asta de căcat. Doar vedeți că aici e plouă, ceață și o să coborâm un pic de aici și o să fie vreme mai bună. Și probabil o să fac 45 pe oraș, că na, e vreme mai bună și mi-o dă mai bine și sunt mai bine. În fine. Cam asta este treaba și cu ieșirile, cu intrările, cu nu e bine să te grăbești, pentru că poți să faci atunci când te grăbești, faci greșeli. Bun, mă gândeam acum ce povestioară să vă mai zic. Când mi-a zburat capacul de la baterii. De la un camion nou. Erau niște proceduri de făcut.
în momentul în care noi mergeam la Madrid să încărcăm camioanele Iveco. La unele camioane trebuia să desfacem capacul de la baterii să le pornim. Pentru că camioanele Iveco, unele dintre camioane, veneau decuplate bateria manuală de acolo, scoasă borna, ca să nu consume, pentru că stăteau 4, 5, 6 zile în, sau poate mai mult de 5-6 zile, poate câteva săptămâni în depozit la fabrică, până să venim noi să le luăm sau alte firme. Mai era și firma de la Panalon care încărcau camioane de la Iveco din Madrid. Și noi trebuia să ridicăm capacul, trebuia să punem borna și porneam camioanele și le urcam pe camion. Ne asigurăm din partea stângă și ne uităm continuu în partea stângă în oglindă să vedem dacă nu se apropie niște lumini cu viteză. Nu se apropie, ceea ce e bine. Și am încărcat eu 3 camioane de la Iveco, nu ne lăsau să încărcăm 4 bucăți, încărcam doar 3 și după aia plecam într-o zonă industrială, undeva în zona Azuqueca de Henares, pentru cei care știu, ne duceam în zona industrială și din patru colegi, făceam 3 camioane și celălalt se ducea și încărca alte 3 camioane. Și prima poziție și a doua poziție le-am încărcat, am încărcat și a treia poziție și la a doua poziție am uitat să pun înapoi, aveau niște chestii de cauciuc, ca un fel de încuietoare pentru, un fel de prindere pentru capacul de la baterie. Și am încărcat eu așa patra poziție, al patrulea camion, așa le ziceam noi, a patra poziție, prima poziție, a doua, a treia poziție, a patra poziție. Am încărcat a patra poziție, am verificat înălțime, tot frumos, am tras într-un peco, era un shell acolo în zonă, am alimentat și am plecat, trebuia să mă întorc înapoi către centrul Madridului, la un moment dat făceam dreapta și trebuia să mă duc pe Irun, nu pe Junquera. Și am plecat de acolo, am mers, nu știu, 5 km și a sărit. A plecat capacul, l-a luat vântul, capacul și s-a dus peste un Golf GTI. Țin eu minte, bine. Și ăla, semnale, claxoane, că băi, uite, a venit, că ți-a sărit de la mașină și chem poliția și că uite, a sărit de acolo și făcuse o zgâritură minoră. Și a zis, bă, tata, nu știu despre ce vorbești. Nu știu despre ce, că uite, mie nu îmi lipsește nimic, am făcut o verificare. Chiar mă uitasem atunci la camion, dar nu mi-am dat seama că putea să sară capacul. La ce m-am gândit eu în momentul ăla, mă gândisem doar la, că poate să fie vreo bucată de lemn, că noi aveam niște cuburi de lemn, niște dreptunghiuri de lemn așa lungi sau niște bucăți de lemn, niște, ca să zic așa, niște dulapi de lemn, cam așa. Poate și mai mici, și de 5 cm și de 10 cm. Și a zis că, bă, să fi sărit vreun lemn, ceva. Să fi sărit o chingă. Să fi sărit cauciucurile alea antiderapante. Să fi sărit o cală, dar dacă sărea o cală și dădea în ăla sau lemn, îi făcea buba rău. Și a zis că, bă, dacă vrei, cheamă poliția. Eu nu știu ce să fi sărit de la mine, nu știu dacă a sărit ceva de la mine, eu nu văd nimic, nu lipsește nimic, voilà, succes, baftă, eu mă sui în camion și plec, n-am ce să-ți fac. Și am plecat. Și apoi tot drumul am stat și m-am gândit, și m-am gândit în sensul tot drumul vreo 3 zile. M-am gândit până am ajuns eu în Belgia să descarc. Pentru că fiind și după amiază, am mai mers, nu mai știu, vreo 4 ore jumate, mi s-a terminat programul, după aia m-am oprit, i-am mai dat încă o zi, am ajuns undeva aproape de Paris și am mai dat încă o zi, am ajuns aproape de Belgia, că am prins o aglomerație pe Paris, a trebuit să fac Parisul atunci, au, și nebunia lui Salam. Și apoi am făcut un 45 de ore pauză, sâmbătă, duminică. Și apoi nu mai știu cum am făcut eu duminică atunci. Mâncare sau nu mai știu cum. Și m-am uitat la baterii. Mă uitam eu așa la bateriile alea care erau acolo prinse frumos. Bă, ceva nu e în regulă. Lipsește ceva, poate.
Și am stat și m-am sucit și m-am învârtit. M-am uitat la camionul la poziția, la poziția 2. Și stau. Ideea era în felul următor. Poziția era 1, poziția 1 cu fața așa, poziția 2 cu fața așa. Și bateriile erau oarecum pe, mai știu, am impresia că erau pe partea dreaptă. Și stau și mă gândesc, și mă gândesc, și mă gândesc. Bă, unde, mama mă, se, ce dracu lipsește, ce dracu lipsește? Și după aia mă prind eu. Bă, mâncavaș, gura voastră, lipsește baterie, lipsește capacul la baterie. Ce dracu să-i fac, mă? Și am zis că, bă, ăla a sărit. Aia era singura, singura variantă. Singura variantă care să fi sărit. După aia, bineînțeles, l-am sunat pe plenar, i-am zis, bă, nu știu, mi-a luat cineva capacul de la baterie. Puii mei, acum ce drag fac, mă duc la poliție. O să bă, pentru 50 de euro, dă dracu, lasă că nu e, nu e moarte de om acum. Și asta e treaba, cam asta a fost povestioara. Am pierdut, cum îi spune, am pierdut capacul de la baterie. Și aia e, se mai întâmplă. Asta e, de asta e bine să verifici camionul. Și am zis-o în permanență. Bă, pierzi 5 minute și verifici camionul. Îi faci o verificare de sus până jos și vezi cum e treaba, cum e, cum te încadrezi cu una cu alta, știi? Că altfel n-ai de unde dracu să știi. Poate e slăbită o roată, poate e capacul de la baterie, poate e o bucată de tablă, poate e o aripă, poate e o triplă, o ceva. Oricând se poate întâmpla chestii de genul ăsta. Mai bea o gură de cafea, ajung curând la descărcat și vedem cum ne încadrăm, eu știu. Poate mă mai încadrez, poate fac pauza la munte. Vedem. Și cam asta este și pentru vlogul din ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, vă aștept să dați un like și un subscribe. Apăsați și clopocelul ăla nenorocit. Nenorocit. Și ne vedem la următorul vlog. Vă salut și numai bine. Ciao.